Săptămâna simulării naționale a început cu prima probă cea la limba și literatura română. Atât elevii de clasa 8-a cât și liceenii de a 11-a și a 12-a au parcurs testarea întocmai ca examenul real. La cea mai mare școală din județ, liceul Petru Maior, au fost testați 430 de elevi. Am încercat să desfășurăm toate forțele logistice, dacă se poate spune așa, și să avem foarte mare număr de copii din cei înscriși în școala noastră la 8-a, 11-a și a 12-a, ceea ce am și reușit, și o mobilizare exemplară a profesorilor, și aceasta am reușit-o. La clasa 8 avem 58 de copii în examen, la 11 188, iar la 12 191. Deci un total de 437 de copii care astăzi susțin sau evaluare națională sau bacalaureat. Din acest număr lipsesc 7 copii, probabil pe motive medicale. La subiectul întâi am avut un text epic și ni s-au dat câteva cerințe pe care a trebuit să le rezolvăm. Apoi la subiectul 2 am avut un text argumentativ despre o temă pe care a trebuit să o abordăm și la subiectul 3 să scriem despre o poezie de a lui Tudor Arghezi. A fost greu? Nu a fost foarte dificil subiectul, consider că a fost acceptabil și presupun că majoritatea elevilor s-au descurcat. La punctul 1 cu antonime să facem propoziții cu subordonate și am avut două compuneri cu genul liric și o compunere liberă, care să povestim o întâmplare și a fost ușor în general. Colegii tăi ce spun? Se vede că toată lumea a terminat mai repede. O zi, ei zic că a fost ușor, dar păi nu o să vedem rezultatele. Contează rezultatul acesta pentru tine? Nu neapărat. Contează ce să fac la examen, nu neapărat la simulare. Rezultatele la examenul de evaluare națională și de bacalaureat, această simulare, vor fi analizate în catedre, vor fi analizate de către conducerea școlii și acolo unde este necesar se vor lua măsuri de corecție și să vedem ce se poate face pentru îmbunătățirea pe viitor a rezultatelor. Oficialii atrag atenția că proba nu are rolul unui examen de departajare între elevi, ci o testare a cunoștințelor dobândite, iar notele nu se trec în catalog decât dacă elevii îi cer profesorului acest lucru. Simularea națională continuă marți, 14 martie, pentru elevii de gimnaziu și cei de liceu, cu proba la limba maternă.